Accidentul de săptămâna trecută de la Gilău, care a făcut mai multe victime, a determinat Asociația Pro Infrastructura să sară în capul autorităților. Pentru că marcajele nu erau bine definite, erau în mare parte șterse și pentru că cele două sensuri pe breteaua bidirecțională nu sunt bine marcate sau delimitate chiar fizic, acest șofer a pătruns pe contrasens fără să-și dea seama și a acușat un alt vehicul care circula regulamentar. Mai multe persoane au fost rănite în urma accidentului de la Gilău. Asociația a găsit și soluția pentru evitarea unor astfel de evenimente, dar din tabăra opusă, DRD pe Cluj susține că aceasta ar fi inutilă. Soluția cea mai simplă și cea mai la îndemână, relativ ieftină, este delimitarea fizică a acestor bretele bidirecționale cu stâlpișori. Dacă noi punem acei separatori de plastic, se presupune că îi punem. Omul, dacă vrea să treacă sau dacă este neatent, trece peste ele. Sunt semne de plastic care de 20 cm înălțime, 20-30 maxim, care pot fi călcate cu roata de către cei care nu cheltuim bani degeaba. Mai mult, directorul DRD pe Cluj susține că separatoarele ar fi o investiție inoportună, cu atât mai mult cu cât vine iarna, iar utilajele de dezăpezire ar strica separatoarele.